Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt negocieri intense la această oră între PSD și ALDE pentru viitoarele ministere, care vor fi mai multe, apropo, 24-25, să ajungă la toată lumea. Vorbim și despre ce se întâmplă prin PNL, pentru că sunt bătălii intense acolo. Se pare că unii ar vrea să treacă în barca lui Tăriceanu, alții ar invita tehnocrații să preia acest partid. Vorbim despre Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu de la Sănătate sau Dragoș Pâslaru de la Ministerul Muncii. Să vă prezint invitații și să discutăm, pentru că sunt subiecte foarte importante la acest început de an. Îl salut pe domnul Tudor Barbu, jurnalist. Bună seara, bine ați venit! La mulți ani, să rămână la mulți ani, bine ați venit! Domnul Florin Zanfirescu, actor, bună seara, maestre, bine ați venit! La mulți ani tuturor care ne privesc și celor care nu ne privesc! Da, și Robert Turcescu de la PMP, deputat PMP. Bună seara, Robert, la mulți ani tuturor, mă bucur să vă revăd! Haideți să vedem cine în cărți ca să preia ministerele nou înființate, dar și cele vechi, pentru că înțeleg că domnul Liviu Dragnea dă la o parte echipa lui Ponta și aduce acolo niște oameni noi, dar sunt și alții despre care mai știm lucruri. Să vedem un material și îl comentăm. Potrivit surselor din PSD, chiar dacă nu a primit votul din partea președintelui pentru a deveni noul premier al țării, Sevil Şahide ar putea totuși să fie numită ministru al dezvoltării și administrației publice. La finanțe este vehiculat numele lui Cristian Socol, în timp ce Mihai Tudose ar putea primi portofoliul de la Ministerul Economiei. Șeful Comisiei Parlamentare de Control al SRI, Georgian Pop, este cel mai probabil nume pentru conducerea Ministerului Apărării, în timp ce Mihaela Toader este vehiculată pentru Ministerul Fondurilor Europene. Cârma Ministerului de Interne ar putea fi preluată de Carmen Dan, fostul prefect de Teleorman. Aceleași surse din rândul socialdemocraților spun că Florin Iordache este cel care va ocupa funcția de ministru al justiției. La Ministerul Agriculturii este vehiculat numele lui Daniel Botonoiu, iar Marius Nica ar urma să preia portofoliul de la transporturi. Ana Bircel ar putea deveni ministrul delegat pentru afaceri externe, iar Lia Olguța Vasilescu ar urma să preia conducerea Ministerului Muncii. Sorina Pinta este vehiculată pentru Ministerul Sănătății, în timp ce George Ciamba ar putea prelua fotoliul de la Ministerul de Externe. La cârma Ministerului Energiei ar putea veni Daniel Chițoiu, iar Doina Pană este cel mai probabil nume pentru Ministerul Apelor și Pădurilor. Daniel Constantin este vehiculat pentru Ministerul Mediului, în timp ce Educația ar putea merge pe mâna lui Mihnea Costoiu. Portofoliul de la comunicații ar urma să fie preluat de Sorin Câmpeanu, în timp ce la turism s-ar putea instala deputatul PSD de Constanța, Titus Mircea Dobre. Aceleași surse susțin că Gabriel Petrea, liderul PSD, este cel mai probabil nume pentru conducerea Ministerului Tineretului și Sportului. De relația cu Parlamentul ar urma să se ocupe Grațiela Gavrilescu, în timp ce ministrul pentru IMM-uri ar putea fi Florin Jianu, care în trecut a mai ocupat aceeași funcție. Și o să analizăm aceste nume pe care le-am prezentat pe surse, e drept, până în acest moment. S-ar putea ca domnul Liviu Dragnea să vină cu alte nume și să dea peste cap toate analizele noastre. Aș începe cu dumneavoastră, domnule Florin Zanfirescu. Greșit. Cum vi se pare? De ce? Nu cunosc pe nimeni. Nu cunoașteți pe nimeni? Decât pe Mihnea Costoiu, cu care m-am cunoscut când m-a adjunctul doamnei Andronescu. Păi stați că a mai fost și doamna Grațiela Gavrilescu, ministru pe la Mediu, a nu mai cunosc. Fost și domnul Jianu pe la IMM-uri. Nu doamna Sevil Şahide? Pe nu doamna cunosc. O știți? N-o dacă știți? Se pronunță cu Ș, atunci nu se mai pronunță H-ul. Dacă e S-H, cine citește acolo, nu poți să zici Şahide. Şahide, pentru că are doi H, da. S-H înseamnă Ş, punct, fără H. Da. Deci cum vi se pare echipa? Echipa mi se pare extraordinară. Îi plâng pentru că pe capul lor stau niște greutăți atât de mari, urmarea promisiunilor făcute, încât să ferească Dumnezeu să nu le îndeplinească. Dacă îmi permiteți un fel de imagine plastică, încerc eu de când am parcat, să vedeți, domnule, România în momentul ăsta, că asta e problema, cine suntem și cum suntem noi, cine suntem, de unde venim și unde ne ducem, întrebările primordiale, esențiale. România în momentul de față este un fel de CAP de pe vremuri. Știți la ce înțeleg prin asta? Un CAP era format din pământul respectiv și muncitorii, puși, țăranii, care puneau, indiferent cât produceau, ei tot puțin aveau. Adică comuniștii luau tot, luau și țăranul îi dădea. Deci, întâi și întâi, bietul țăran nu mai muncea că știa că oricât ar munci, tot aia e, pentru ei e tot aia. Și acum cine ia grosul, domnule Zanfirescu? Iar acum grosul iau cei din afară. Iar deci să discută despre PIB-ul României, cum să împartă venitul
cele 30% care ne rămân și nouă în țară din bogăția României, din venit. Deci, cine? Companiile străine? Așa e, 70%, vedeți că știți, 70%, 80% se duc în afară și acum guvernul ăsta nu știe cum să împarte o pâine la 3, la 5, la 10, la 100 de oameni. E vorba de o pâine, când noi de fapt avem 100 de pâini. Uh-huh. Și promisiunile pe care le-au făcut, dacă nu, și cu asta închei, dacă nu duc la mutarea accentului ca veniturile produse de România să rămână în România și să tot plece cum arată Institutul Național de Statistică. Eu nu vorbesc acum din capul meu, că nu sunt specialist. Dar acolo, pe internet, se poate vedea cât la sută din veniturile românești pleacă în afară și cât la sută rămân înăuntru. Da. Și PIB-ul înseamnă... Am vorbit cu domnul Rareș Bogdan odată, îi fac și reclamă acum, cred că n-are nevoie. Observăm. Păi n-are nevoie. Am vorbit, domnule, vă rog pe dumneavoastră, faceți o emisiune despre PIB-ul României și din ce provine el, ca să înțeleagă omul, dar nimeni n-are curaj să arate adevărul. Domnule Zanfirescu, dar cât se fură? Pe mine asta m-ar interesa. Nu se fură, domnule, se ia. La companiile străine, dar cât fură? Cât se fură în țara asta? Nu se fură, domnule, se ia. Nu se fură? Mai fură din cele 30% cocoși și ai lui genul ăsta, că să aibă și ei ceva. Până la urmă și ei dreptate, suntem români. Adică chiar să ne ia tot și fură și ei. Deci, dar 30% ne rămân nouă. Nu, 20%. Noi suntem un CAP. România e un CAP jefuit de, nu de comuniști, ci de comunitari. Ce ziceți, domnul Tudor Barbu? Care e părerea dumneavoastră? O, doamne. N-am dreptate. Adică a greșit, cred că, 4-5 silabe în tot discursul pe care l-a avut și greșeala cu silabele erau doar la pronunția doamnei Șaideh, în restul totul a fost perfect ce a spus maestrul Zanfirescu, credeți-mă. Adică n-aș fi spus mai bine. Dar mă doare sufletul că începem, pentru mine ca și pentru maestrul Zanfirescu, cred că e prima emisiune pe anul 2007. M-a întrebat primul. Exact. Să începem, nu cu stângul, să începem cu mâhnirea și cu tristețea pe care ni le propune și e firesc să fie așa, pentru că întrebarea noastră nu poate genera nimic pozitiv. Eu cred, mi-a sugerat maestrul și o să-mi permit și eu o transpunere plastică a situației în care se află România. Un lift, să ne imaginăm un lift, într-un bloc uriaș. În interiorul liftului o populație, că nu putem să-i spunem popor, popoarele au alte destine. Noi suntem o populație. Liftul nu mai are frâne, nu mai are cabluri, nu mai are nimic. Cade. E în cădere liberă. Iar în lift, lăutari, mici, petrecere, se împart funcții, se împarte... Asta e România mea. Așa o văd eu. Un lift care se prăvălește... Nu ne trebuie cineva, și îmi doresc cu tot sufletul la început de an, cu toată credința, să găsim acel cineva care să fie un om, o echipă, un partid, nu știu, cineva, o forță, da, care să oprească, să dea drumul la frânele de avarie și se să oprească liftul. Se pare că i-am găsit, domnule Barbu, dați-mi este voie domnul Liviu Dragnea, măcar de ea că e frumoasă. Domnul Grindeanu la butoane, oficial, iertați-mă că vă întrerup, și vreau să analizăm numele astea de ministri, pentru că imediat promit că analizăm numele de ministru. Poate știți, poate aveți și alte informații pe surse, dați-mi că voie, tot suntem dați-mi voie să-mi termin ideea, că e foarte, foarte, zic eu, foarte important să începem coerent emisiunea. Nu cred că numele afișate pe ecran, oricare ar fi adevărul din spatele lor, nu cred că au vreo relevanță după părerea mea. Nu contează cum se numesc miniștri. Contează ce a spus, nu contează. Nu contează. Ce competență au. Nu. Contează cât se poate face dintr-un program de guvernare cu care s-au câștigat alegerile ca în 1992, atenție, electoratul a dus România din punct de vedere politic în anul 1992, când la Palatul Elisabeta, eu fiind martor ca jurnalist la vremea aia, reporter TVR, se semna patruatorul roșu în clădirea Palatului Elisabeta, acum aparținând familiei regale. Atunci era a statului român. Ne-am dus înapoi în 1992 și nu o spun cu răutate, electoratul nu greșește niciodată. Dar, dacă nu vom găsi frânele și echipa care să oprească liftul, România va avea de suferit. Iar plaja politică va fi decimată și am să vă explic de ce într-o singură frază și vorba maestrului îl citesc și cu asta termin. PNL-ul va avea soarta PNCCD-ului, iar PSD-ul va suferi cumplit pentru că va face cea mai mare dezamăgire electorală sau politică sau cum vreți pe care a făcut-o cineva în ultimii 20 de ani. Deci nu aveți încredere că o să pună în aplicare programul ăsta de guvernare. Eu îmi doresc să crească pensiile, să crească salariile, să scadă taxele, să crească bursele studenților, să luăm 20 de avioane la Tarom. Poftim? Toată lumea vrea asta. Păi toate astea sunt promisiunile pe care acest guvern trebuie să le facă.
Așa a câștigat electoratul. Să le facă domnul Barbu, pentru că domnul Dragnea a ieșit la televizor și ne-a spus calendarul, ni l-a prezentat. La zi. La zi. Da, da? Deci, de ce ne deci simplu. De guvern? Întrebați-ne de domnul Dragnea, pentru că, păi, domnul Dragnea, pentru că noi numele. Avem acum, eu pot vorbi de o singură persoană din guvern, de domnul Sorin Grindean. Mă exprim corect. Îl cunoașteți? Păi cum să-l cunosc? Nu, dar domnul Sorin Grindeanu se lasă cunoscut de la sine. A apărut o formulă pe Facebook. Nu pot să vă urez nimic de anul ăsta, pentru că domnul Dragnea are telefonul închis. Da, păi gândiți-vă puțin că noi am auzit de mult de Strigoi. Cât se ține Strigoiul după cât un sat. Domnul Grindeanu a apărut pe post de Strigoi. Adică e în umbră, nu face nimic, nu zice nimic, nu gândește nimic, câteodată zâmbește și Dumnezeu știe de ce. Are un zâmbet ciudat, așa? Și cam atâta. Ce poți să zici? Păi, de ce domnul președinte nu l-a lăsat? Dar domnul Grindeanu va deconta toate problemele din guvern. Domnul Grindeanu, că oficial el este prim-ministru. Oficial, domnul Grindeanu oficial tace. Păi tace, dar o să trebuiască să vorbească la un moment dat. Ce zici, Robert Turcescu? Pare un guvern încropit, în care s-a dorit așa să apară, au dat și câteva figuri care n-au mai fost până acum în Palatul Victoria, dar din punctul meu de vedere preiau ideea asta în care, așa cum a fost nominalizat premierul României de astăzi, domnul Sorin Grindeanu, așa se face și guvernul. Adică având în spate bagheta de dirijor din umbră a domnului Liviu Dragnea. Ceea ce înseamnă că la Palatul Victoria și în aceste posturi sunt puși oameni care să nu răspundă la comenzile lui Sorin Grindeanu, ci la comenzile lui Liviu Dragnea. Din punctul ăsta de vedere, poate că ne aflăm într-o stare de guvern beta, ca să zicem așa, ca să folosim un limbaj de programare. Da? Adică varianta beta, varianta de încercare, pentru că s-ar putea ca domnul Grindeanu să nu fie decât pentru o perioadă foarte scurtă prim-ministru. E complicat de spus în momentul de față că domnul Grindeanu, într-adevăr, va fi un premier în carne și oase vreme de ani de zile la Palatul Victoria. Și a fost discuția la PSD să fie un premier cu mandat limitat până când se rezolvă niște lucruri. Că ai văzut, domnul Liviu Dragnea n-a renunțat la ideea asta de a fi el. Mi se pare absurd. Mi se pare absurd, totuși. Păi se pare că asta a înțeles domnul Liviu Dragnea. Păi dar asta a votat România. A votat PSD. Cei 17% care au votat pe ei? Că atâta sunt. 40 s-au prezentat, 40%, și din asta 45% sunt 17%. N-am văzut niciun ministru care să mă facă să exclam wow, să zic, domnule, uite, o cooptare în viitoarea formulă guvernamentală a unui personaj. Poate că, nu știu, doamna aceea de la, nu o cunosc, de exemplu, de la, care e prezumtivul ministru al internelor, doamna Carmen Dan. Da, fost a fost prefect. Sub prefect, ce-o fi la unde? Teleorman. În Teleorman. Păi aia e problema, înțelegeți? Deci ajungem pe aici. Adică sub prefectul de Teleorman devine ministrul de interne. Da. Georgian Pop la Ministerul Apărării. Iertați-mă, uitați-vă la ce se întâmplă astăzi în lume. Așa. Deci, eu am spus că sunt două ministere cheie la care trebuie să ne uităm cu mare atenție pentru acest an. Ministerul Apărării pe de-o parte, având în vedere ce se întâmplă în lume, și Ministerul de Externe. Or, cele două nume pe care le văd acolo, domnul Ciamba, domnul Georgian Pop, nu mă fac să cred că vom avea într-adevăr o formă. Mai erau și alte nume. Doamna Ana Birchel, de exemplu, era vehiculată chiar pentru Ministerul de Externe. Acum văd că apare la Ministerul Delegat pentru Afaceri Externe. Vă propun să începeți dumneavoastră în condițiile în care va rămâne această listă, de exemplu, jurnaliștii, să ia, vom face și noi oamenii politici exercițiul ăsta, evident. Mai întâi să începem să vedem câți dintre ei au doctorate. Asta este deja nebunia națională. După doctorate să vedem câți dintre ei, în frunte evident cu premierul Grindeanu, au studii făcute la Academia Națională de Informații, după care începem să vedem și cum se vor așeza în dispozitiv. Cam câți din miniștri ăștia sunt acoperiți, oare? O, dar estimez că cel puțin jumătate dintre ei probabil că au studiile făcute sau au studii postuniversitare la academiile celebre deja. Domnul Daniel Chițoiu este vehiculat pentru Ministerul Energiei din partea ALDE, să înțelegem. Daniel Chițoiu, domnule Tudor Barbu. Acest nume controversat, am mai vorbit despre el, a mai fost ministru. Mă grave, trageți încet, da, încet într-o capcană, crezând dumneavoastră că n-am experiența necesară încât să
evit. N-am să comentez, am spus că nu contează cine este ministru. Dar, pentru că l-ați spus pe domnul Chițoiu pe tapet, nu este singurul din acest prezumptiv cabinet care are probleme penale, că bănuiesc că la asta vă referiți, la dosarele penale. Nu este singurul de pe lista aia. Și doamna Olguța Vasile, sunt mulți. Dar nu vreau să comentez, pentru că aș intra într-o chestie, aș valida ca fiind important demersul de numire a cabinetului. Nu este important. Singurul, două lucruri au fost importante. Programul politic pe care l-a avut PSD-ul în fața românilor și votul românilor. Aceste două evenimente s-au consumat. Unu, au venit cu un program, asta facem noi dacă ne votați, da? Și românii, subsecvent, au venit și au votat. Într-un quantum, cum bine s-a spus aici, de 40 și ceva la sută din 40% prezență. Bun. Doamna scumpă, este important ca nivelul de trai de la mine din Sălăjan până în ultima comună din Gorj, din Suceava sau din Baia Mare, nivelul de trai al pensionarilor, al studenților și al oamenilor de orice vârstă să crească. Eu sunt convins că nu-și pot bate joc de o țară să vină să le spună vă cresc pensiile, deși știu că ne... Domnul Barbu, că am văzut asemenea promisiuni în 27 de ani, m-am plictisit. Doamna Ciurlin, dați-mi voie să spun un lucru, că era atât de important final, atât de frumos era finalul acestei fraze. Ei au venit și au promis că vor crește pensiile într-o țară în care de ani de zile ne împrumutăm anual 3-4 miliarde, atenție, nu milioane, miliarde de euro ca să plătim pensiile. Repet, s-a promis creșterea pensiilor într-o țară care de ani de zile se împrumută anual de 3-4 miliarde ca să plătească pensiile actuale. M-am făcut înțeles și spun cât de fascinantă este această promisiune electorală într-o țară la fel de fascinantă care a crezut-o și a votat-o. Eu aștept, ca și maestru, ca pensiile să crească. Aștept ca alocațiile pentru copii să crească, cum s-a promis, bursele pentru studenți și salariile pentru muncitori. Este minunat. Dacă nu, înseamnă că am asistat la cea mai mare fraudă din istoria post-decembristă din punct de vedere politic și electoral. A fost mințită o țară întreagă în mod șarlatanesc, dar eu sunt convins că nu s-a putut întâmpla așa. Poporul n-ar fi greșit. Poporul, electoratul nu greșește. Da, mărim pensiile, salariile, bursele pentru Da, Mancea, am terminat un speech aproape bun. Înmulțim numărul de ministri. Să vă dea Dumnezeu să... Dacă mai Suzan Firescu a spus că vorbeam frumos. Păi vorbeați. Da, l-ați cucerit. Nu credeți ce spun? Și adevărat vorbeați. Cum să crească pensiile când veniturile țării pleacă în altă parte? Că se vorbește... Încă o dată spun. O pâine o putem împărți la doi oameni. Hai, patru, cât ori mânca? Nu poți să împărți la șase, dume, la opt, la 15. Și să spui, fiecare bucată de pâine va fi mai mare. Dar pâinea rămâne aceeași. Ba chiar mai mică. Hai să zicem. Ba chiar mai mică. Și când ni se cere să creștem produs, România trebuie să crească. Dumnezeu, știți cât are Franța, PIB-ul? Franța, Germania, Anglia. Cred că în jur de 2000 de milioane. 3000 de miliarde are PIB-ul. Nu, 2000 și ceva. Păi uitați-vă pe... Da? 3000? 3000 de miliarde are Franța, Germania 3300 și Anglia 2900 sau 2800 așa, de miliarde. Ele miliard. 3. Da. PIB-ul Franței. Păi dacă spunem așa, mărim cu 1% din PIB la 3000 de miliarde, știți ce ar însemna? Știți cum am duce-o? Am dansat lift fără că și liftul ar zbura în sus. Apropo de comparație. Păi dacă noi vorbim de 150 de miliarde PIB și a vorbit vreun partid din cei care au candidat despre mărirea PIB-ului. Cum? PIB? Cum, domnul Zamfirescu? Păi cum să-l mărești? Păi, în primul rând, lăsați-l cum este, dar numai, să nu mai plece în afară cele 80% bravo. Din câștiguri. Păi nu în momentul ăla n-am avea 150 ascultat. De miliarde, am avea 400 de miliarde. Nu, 500 de miliarde. Nu, PIB-ul n-ar crește dacă nu pleacă banii din țară. Dumneavoastră aveți dreptate acolo unde spuneți că în mod fraudulos, sau mă rog fraudulos, în mod anormal, capitalul făcut în România pleacă afară, este exportat. Nu fraudulos, legal. E legal, m-am corectat. Vreau să vă spun ceva. România, după părerea mea, nu are puterea ca țară, n-are mărimea, n-are cadent, n-are nimic atât de tare încât se poate discuta despre păstrarea în țară a profiturilor făcute de transnaționale. Că aici e discuția. Transnaționalele, marile trusturi, concernele, fac bani mulți aici și îi duc acasă, îi repatriază. Da? Da. Cine este forța? Întrebați, uitați, aveți un deputat aici, aveți un jurnalist și un mare actor al țării. Care este forța politică aptă să se opună în campania electorală, și nu dau nume de
concern, nu dau nume de transnațională, care ea singură, atenție, pune miniștri în cabinetul ăsta, ea singură pune miniștri în cabinetul pe care îl vedeți. Cel puțin doi miniștri vor fi puși în mod clar de această supraputere. Păi da, va avea grijă domnul Dragnea să-i strunească. Da, domnule Zamfirescu, eu nu contest că așa stau lucrurile, cum spuneți dumneavoastră, dar eu văd mulți bani sifonați și de oamenii ăștia care au furat la greu țara. Văd cheltuieli nejustificate, văd inclusiv, uitați-vă acum, se mulțesc ministerele ca să aibă toată lumea loc de muncă, da? Și sub acești miniștri o să fie o gloată de funcționarași pe acolo, plătiți de, nu-i așa, oameni de la partid, veniți. Cheltuieli făcute fără cap. Eu aici văd marea problemă a acestei țări. Înțelegeți? Aici mi se pare că e buba și nu se rezolvă. Adică vorbiți că de faptul că pâinea aia nenorocită se mai taie și cu toporul și pierd firimituri pe acolo și se mai duc și din aia. Dar e vorba de o pâine. Dom'le, hai să faci. Când am candidat și în campanie electorală am pledat pentru un singur lucru. Că Constituția României trebuie modificată în așa fel încât să se treacă la impozitarea progresivă a marilor averi. Nu poți să-l controlezi pe multinaționala, să o controlezi, să spui cât ai câștigat, zice zero. Dar averea pe care o deține în România poate fi impozitată. Și atunci, în funcție de avere pe care a câștigat-o, în România s-au făcut aproximativ 5-10 miliarde de euro investiții și au cucerit averi și au cumpărat averi de 80 de miliarde. Sau de sute de miliarde. Deci aceste multinaționale care să vină investitori, uitați-vă pe raportul național de statistică și vedeți cu cât s-a investit în 25 de ani în România din afară. Investitorii aceia, mulți căutați, așteptați, au venit și pe nimic au cumpărat România. Pe nimic. Terenurile au fost vândute cu un leu hectar. De ce au cumpărat România? Pentru că există corupție, pentru că totul se aranjează aici foarte ușor cu politicieni. Despre ce vorbim noi? Despre un partid, despre o conducere, despre un președinte care să apere această țară. Despre un Mihai Viteazu, domnule. Nu vorbesc de un Țepeș, că nu sper eu până într-acolo. Dar despre un Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân. Deci înțeleg mai este că sensul emisiunii ar fi real doar în momentul în care am avea acest personaj pe tapet. Eu să știți că fac iluzii că la fiecare alegere, hai să votăm. Vorbi serios? Poate apare eu la domnule. Băi da, cum a apărut? Păi cum s-a apărut? Noi am avut patrioți mari în țară. Cum dacă dau nume, intru, mă ia la DNA. Nu la DNA. La, nu știu, că sunt... Vă ajut eu dacă vreți că nu mă ia. Avem interdicții, noi nu putem să vorbim de patrioții țării noastre când n-ai voie, domn. Ni s-a pus Bodniță și aici. Avea dreptate Zaharia Stancu cu, să nu-i Darie, cu Bodniță. Mama are Bodniță, tata are Bodniță, eu am Bodniță. Eu nu pot să vorbesc de Antonescu. De ce nu pot să... Păi uite că pot. Ba, puteți vorbi dumneavoastră, mare patriot. Care era cel mai mare patriot pe care l-a născut acest plai românesc. Subscriu întru tot. Spuneți-mi de domnul Mihnea Costoi. Și dacă Iohannise Neamț, cine l-o prea să intre în istoria țării alături de marile figuri ale acestei țări? Nu și-a terminat mandatul, stați puțin. Nu și-a terminat, eu tot aștept. Timp să intre în eu tot aștept. Dacă ajunge la al doilea, deci, că mă tem că nu. Deci domnul Mihnea Costoi o să fie ministru al educației dacă se adeverește informația de pe surse. Spuneți că îl cunoașteți? Aveți încredere? L-am cunoscut pentru că era adjunctul doamnei Andronescu și mi se pare un om de cu carte, un om stilat, un om echilibrat. Deocamdată atât pot să spun, fiindcă am schimbat câteva vorbe. Eu vreau cu doamna Andronescu, eram rector la un ATC și mergeam la ministru. Și Mihnea Costoi e foarte tânăr și cred, sper, că va face bine ceea ce va face. Nu pot decât să spun asta. Robert Turcescu, Mihnea Costoiu la educație. Mihnea Costoiu la educație înseamnă Ecaterina Andronescu la educație. Eu sunt în comisia de învățământ în Camera Deputaților. Doamna Andronescu conduce comisia de învățământ din Senatul României. După cum știți, pentru învățământul preuniversitar, acolo unde există marea durere, dacă vreți, a învățământului din această țară, comisia, camera decizională de fapt este Senatul României, prin urmare marile probleme dezbătute învățământ vor ajunge în pixul doamnei Ecaterina Andronescu și mai departe sub ștampila și semnătura domnului Costoiu. Relația de colaborare lungă, foarte lungă și foarte strânsă,
strânsă și foarte strânsă dintre domnul Costuiu și doamna Ecaterina Andronescu e de notorietate. Prin urmare, vom avea Ecaterina Andronescu la Ministerul Educației, așa cum avem astăzi Liviu Dragnea în față în conducerea Guvernului României prin domnul Grindeanu. Dar începuseră niște reforme. Așa va fi și doamna. Începuseră niște reforme cu concursuri la directorii de școli. Iarăși doamna Andronescu s-a arătat un pic deranjată de concursurile alea, sau mă rog, în sfârșit voia să le amâne pentru vară, ceva de genul acesta. Deci, Ciulin, să știi că PSD, dacă urmărim așa de-a lungul anilor, chiar aș putea spune chiar din 90 până în zilele noastre, când vine vorba pe de-o parte de finanțele țării, pe de-o parte de învățământ sau chiar și de sănătate, are niște idei fixe. Deci, prea mult nu-i reușește nimic să-i abată de la liniile pe care și le-au propus. Or, în ceea ce privește învățământul și politica pe care a promovat-o de-a lungul anilor Partidul Social Democrat, mi-e teamă că lucrurile sunt deja cunoscute și că ne întoarcem ușor-ușor la ceea ce s-a întâmplat, spun, pe vremea doamnei Ecaterina Andronescu, cum a fost acest hiatus binevenit în perioada în care a existat la Ministerul Învățământului Daniel Funeriu, care a promovat niște reforme luptând din greu cu un sistem foarte anchilozat. După care, așa cum am văzut, ba în Parlament, ba după aceea prin ordine de ministru, lucrurile s-au degradat sau au revenit la, multe dintre ele, la starea în care fuseseră înainte de urcarea lui Funeriu la Ministerul Educației. La finanțe îl vedem pe domnul Cristian Socol. Înțeleg că domnul Eugen Teodorovi spera la un nou mandat în fruntea Ministerului Finanțelor. Din păcate, e considerat un apropiat al lui Ponta, sau ce se întâmplă cu domnul Teodorovi? La mine, plângeți la mormânt străini. În cultura mea e atât de vastă încât nu știu cine este domnul Socol. L-am văzut odată sau de două ori în viață. Domnul Teodorovici chiar este o persoană cu care am avut am avut contact în timpul vieții politice ca senator. Dar, repet, nu am să coment. Un singur comentariu vreau să fac la ce a spus Robert. De exemplu, eu îl cunosc pe Georgian Pop, să vă spun exact, de 17 ani. Da, de 17 ani fix. Georgian Pop a plecat ca, virgulă, consilier la Parlament, la Camera Deputaților, și a ajuns acum să fie nominalizat, înțeleg, sau să aibă șansa să devină ministru. Este unul dintre tinerii politicieni care au evoluat frumos. Și aș spune eu, era să zic nejegos, dar era prea dur termenul pentru început de an. Au evoluat, Georgian Pop a evoluat frumos și curat, hai să nu spun lucruri prea mari. Frumos și curat, dar e pregătit pentru Ministerul Apărării? Asta e întrebarea. E foarte greu să spui despre un om dacă e pregătit sau nu. Pentru că, ascultați-mă puțin, dacă v-aș fi întrebat pe noi dacă domnul Dacian Cioloș este pregătit să fie șeful Guvernului Tehnocrat, ce mi-ați fi spus? Înainte de a fi desemnat. Vă spun eu în franceză, jamais couché avec. Nu știu cine e domnul Dacian. Ah, că a fost pe la Ministerul Agriculturii, pe la Europa, că a fost Repet, dacă nu dăm șansa generațiilor care încep cu 3 și 4, nu dăm șansa opririi acelui lift în prăvălire. Credeți-mă ce vă spun. Generațiile cu 5, cu 6, cu 7 și-au arătat măsura. Au adus România aici. Multă lume se uită. Au adus România, doamna moderator, au adus România unde este acum. Da, doamna Ciurlin, repet, noi, cei care am făcut mai mult sau mai puțin rău toți acestei țări, fie prin ce am votat, fie că am fost votați și n-am făcut ce trebuia, avem, după părerea mea, obligația morală să oferim șansa ca această țară, luată de la Ceaușescu, că vorbea mai Suzan Firescu de lista patrioților. Eu adaug că și Ceaușescu a avut partea lui de patriotism, ca și mareșalul, pe alte coordonate. Noi am luat țara asta de fată mare, îmi place mie să spun. Am luat-o de fată mare în 90, la început. Da? Și ne mirăm că după ce am târnuit-o cum am târnuit-o 27 de ani, după ce în ea am construit un bordel, ne mirăm că nu sunt măicuțe în bordel. Noi n-am construit o mănăstire. Am construit un bordel în care normal că sunt exact ce trebuie să fie. Voiam să vorbim puțin și despre Ministerul Justiției, pentru că am văzut acolo mai multe nume vinculate. Domnul Iordache a fost șeful Camerei Deputaților. După o scurtă pauză de publicitate discutăm despre această nominalizare și despre pretențiile ALDE în toată ecuația asta. Chiar acum au loc negocieri, vă ținem la curent cu rezultatul acestor negocieri. Sunt negocieri intense, doamnelor și domnilor, pentru stabilirea numelor și pentru împărțirea ministerelor între PSD și ALDE.
Alte ar avea ceva pretenții, ar vrea 4 ministere, relația cu Parlamentul, comunicațiile, mediu și se pare că ar vrea și Ministerul Culturii și au și un nume acolo, domnul Daniel Barbu. De la PSD e vehiculat numele lui Ionuț Vulpescu. Voiam să vorbim totuși puțin și despre Ministerul Justiției, un minister foarte important. Nu s-a prea vorbit în campanie despre povestea asta cu justiția. Acum aflăm că, de exemplu, se pregătește o lege a răspunderii magistraților, ceea ce nu e neapărat rău. Depinde cum arată această lege, pentru că mulți spun că ar putea interfera cu independența justiției, independența procurorilor, a judecătorilor și așa mai departe. Pe de altă parte, avem condamnări la CEDO, 8 milioane de euro în 2015, deci cumva ar fi bine să se intervină aici. Ce zice Robert Turcescu de această nominalizare pe surse, Florin Iordache? S-ar putea și mai rău. Cu Nicolicea, de exemplu. Adică putem să avem tot soiul variante. Va fi o bătălie mare în zona aceasta a justiției. Dar de ce zici că se putea și mai rău? Domnul Liviu Dragnea, înțeleg că a spus că vrea un om politic acolo la Ministerul Justiției. Nu, de asta spun că domnul Iordache nu l-am văzut să fi remarcat în acești ani printr-un discurs propriu, să spunem, sau cu niște idei, sau cu un discurs de susținere a justiției extrem de important. De aceea și în cazul domnului Iordache se aplică aceeași variantă pe care am enunțat-o mai devreme. Un om care să fie pus acolo, să respecte ordinele partidului, ceea ce domnul Iordache a făcut și în calitate de parlamentar. L-am văzut și în momentul în care săptămâna trecută a condus ședința Camerei Deputaților, în care s-au votat pe bandă rulantă niște zeci de respingeri ale unor proiecte de legi, dar am văzut cum funcționa mecanismul în condițiile în care Dragnea, care era președinte ales al Camerei Deputaților, îl lăsase pe Iordache să conducă ședința Camerei și Dragnea supraveghea procesul din sală, probabil fiindu-i destul de lene sau neavând chef să urce la prezidiul Camerei Deputaților și lăsându-l, cum spuneam, pe Iordache să facă această treabă, iar Iordache era aproape... Îl urmărea din priviri pe Dragnea să vadă dacă... Deci e un bun executant. Nu cumva, exact, da, se reproșează ceva exact oba. Ce cam asta se va întâmpla. Dar aici miza este foarte importantă, pentru că eu cred că în 2017 vom avea de-a face cu multe schimbări propuse în zona aceasta a justiției și cred că vom avea și foarte multe scandaluri în această zonă. Pentru că s-au amorsat de-a lungul ultimelor luni, mai ales, câteva bombe, să spunem, care ar trebui fie să explodeze ca să înțelegem ce se întâmplă cu adevărat în justiția din România, și aici mă refer și la partea de judecători și la partea de procurori, fie să ne calmăm, ca să spunem așa, cu anumite interpretări. Și mă refer de la scandalul care o vizează, iată, în acest conflict pe doamna Chiovei și cu Ghiță. Are un scandal deja ce durează deja de foarte multă vreme, el trebuie lămurit într-un fel sau altul. Trebuie să știm dacă ne aflăm în fața declarațiilor unui nebun, unui individ fără discernământ, unui ins care fabulează, acesta fiind Sebastian Ghiță, sau dacă aceste declarații făcute de Sebastian Ghiță conțin o doză de adevăr și dacă ele conțin o doză de adevăr, în ce măsură? Da, cine să le mai lămurească, Robert? Probabil dacă mai vine domnul Sebastian Ghiță cu noi dezvăluiri, cu noi înregistrări. Am înțeles că a fost campanie electorală, că a fost dezbaterea cu premierul, dar iertați-mă, cred că ne aflăm în momentul de față la un moment la care trebuie să luăm în calcul un astfel de episod. Eu văd, de exemplu, mai nou, toată lumea începe să spună, domnule, ceea ce se întâmplă cu Sebastian Ghiță e o speță care nu trebuie băgată în seamă, e marginală, ăla e un nebun care urlă din când în când pe câte un propria televiziune. Îmi pare foarte rău. Când eram ziarist, dacă și mai avem un fost ziarist aici în platou, Tudor Barbu, genul ăsta de speță acum niște ani de zile n-ar fi rămas netratat. Subiectul acesta trebuia tratat de presă. Ori la ora actuală presa din România pare că vrea să fugă de acest scandal. Nu se poate fugi de el. Că e nebun sau că e în deplinătatea facultăților mentale, acest personaj numit Sebastian Ghiță trebuie pus sub lupă cu declarațiile pe care le face. Ne place, nu ne place ce declară Ghiță, asta e cu totul și cu totul altă dimensiune a poveștii. Dar lucrurile care se afirmă în aceste intervenții
filmate ale lui Ghiță în spațiul public, trebuie lămurită într-un fel sau altul. O să vorbim un pic mai târziu și despre povestea asta cu Sebastian Ghiță. Păi și nu, atenție, ce... că ele sunt legate, da, și de cine va fi nominalizat la un moment dat. Și cu la... deconspirarea sediilor SRI și așa mai departe. O să discutăm în a doua parte a emisiunii noastre. Avem un telefon, domnul Cătălin Ivan, europarlamentar PSD. Bună seara! Bună seara! Domnule Ivan, spuneți-ne ce se negociază acolo la PSD, ALDE, pentru că apar tot felul de nume pe surse. Dați-ne și nouă ceva, în mod oficial, niște nume, niște date. Nu pot să vă dau niciun nume, vă dați seama. Nici nu știu foarte multe, pentru că nu sunt implicat direct în negocierile care au loc. Bineînțeles că se caută formulele cele mai bune pentru ca echipa să fie una solidă, programul de guvernare cu care noi am venit în campanie fiind unul foarte ambițios și complicat de pus în aplicare, e important fiecare portofoliu, fiecare minister să avem acolo oameni bine pregătiți care știu ce au de făcut. Nu sunt discuții ușoare, vă dați seama. Dar de ce mulțiți numărul de ministere? Lăsați-le câte sunt, că și așa avem la angajați în țara românească, mai ales oameni de la partide, destui. Eu nu pot să vă confirm informațiile care vă vin pe surse. Nu știu dacă vor fi mai multe ministere sau mai puține. Haideți să vedem când va fi prezentată echipa completă, câte ministere sunt, cât sunt miniștri de la ALDE, cât sunt de la PSD, ce portofolii a luat fiecare. Nu vă pot confirma că vor fi 25 ministere sau câte s-au vehiculat în presă. Care va fi relația dintre guvernul Grindeanu și Iohannis, Palatul Cotroceni, domnule Ivan? Va trebui să fie una instituțională și atât, să se încadreze foarte clar prevederile Constituției, nici mai mult, nici mai puțin, o relație de parteneriat, pentru că atribuțiile președintelui sunt clare, guvernul are alte atribuții pe partea executivă. Eu cred că va trebui să funcționeze perfect în relații și cu Parlamentul. Iarăși o instituție foarte importantă a statului român, care foarte multe ani a fost lăsată deoparte. Cred că Parlamentul va avea rolul cel mai important în perioada următoare, pentru că sunt cei aleși direct de cetățeni, guvernul ca executiv și sigur președinția. Doar în această formulă de trei vom putea avea și stabilitate și deci va fi o relație de coabitare, pentru că guvernul meu n-a ieșit de data asta, chiar dacă a încercat domnul Iohannis să tragă de timp, să facă niște combinații. Știți ce vreau să vă mai întreb, domnule Ivan? Pentru că am văzut că au fost tot felul de zvonuri că domnul Iohannis ar fi tras un pic de timp în ceea ce privește această nominalizare cu domnul Grindeanu, pentru că ar fi vrut să aibă un cuvânt de spus la niște ministere, de exemplu Ministerul Apărării, pe la interne, ce știți? Externe? Mă îndoiesc. Nu am informații, nu știu, dar mă îndoiesc că președintele statului ar fi putut cere anumite ministere sau să pună anumiți oameni în anumite funcții. Va trebui să lucreze cu cei care au majoritatea în Parlament și vor face guvernul. Pe modelul de afară, suntem o democrație... Nu chiar la început de drum. Sigur, nu avem tradiția altor democrații, dar eu sunt România, cele trei instituții fundamentale. Da. Nu știu dacă ne mai auzim. Cred că e legătura destul de slabă. Dacă ne mai auziți, aș mai fi avut o întrebare legată de ALDE. Câte ministere vrea? 3, 4? Nu-l mai auzim pe domnul Cătălin. Nu știu câte ministere vor. Cum? Nu știu. Eu nu am astfel de informații. Nu știu câte ministere vor avea fiecare până la urmă. Și câte ministere vor fi, vom vedea atunci. Aveți vreo întrebare din platou? Domnule Barbu, nu. Mulțumesc foarte mult, domnule Cătălin Ivan, pentru această intervenție. Domnule Tudor Barbu, credeți în zvonul acela sau în informațiile care au circulat că domnul Iohannis ar fi vrut să aibă și el un cuvânt de spus la niște ministere, la Ministerul de Externe, de exemplu? Ar fi vrut și domnul Meleșcanu din partea ALDE să pună mâna pe acel minister. Un minister deosebit de important. Dacă domnul președinte ar fi avut o astfel de dorință, către cine credeți că ar fi exprimat-o? Îl suna pe Dragnea și spunea, dă-mi și mie apărarea sau internele sau externele? Îi spunea, Dragnea este cel care face guvernul. Da? Deci ar fi trebuit scenariul așa pentru care au lansat inepția asta. Îl sună Klaus Iohannis pe Liviu Dragnea și îi spune, aș vrea să-l pun pe
domnul Zamfirescu, ministrul de externe, da? Așa? Păi cum să se întâmple așa ceva? Nu știu, întreb, no, pentru că totul se caz. Negociază. Și știți cum e? Tristețea mare, tristețea mare, și vă spun după o lungă experiență în domeniu. Am monitorizat și ca ziarist și ca fost senator acest aspect îndelung și mă întristează adevărul pe care o să-l exprim. Din păcate este o țară în care prosteala asta ține, dar ține într-o manieră cum în Europa rar vezi și credeți-mă că am umblat toată Europa de la cap la cap. Am participat ca ziarist la foarte multe scrutinuri în țări europene membre UE. Așa ceva, adică prosteala asta la maniera asta nu există într-o țară sănătoasă la cap. Pentru că în România probabil pentru că ține. Păi de ce ține? Care este explicația? Cred, votează, dar de ce să crezi că, dar cum să crezi că președintele Republicii ar negocia un minister în cadrul unui guvern pe care îl face forța politică opusă? Adică PSD-ul este opus lui Iohannis. Iohannis este președinte, a fost președinte PNL și pus acolo prima oară în istorie de Partidul Național Liberal. Da? E cum vă imaginați, sau cum își imaginează lansatorii de astfel de petarde media, da? Să spună că Iohannis a negociat un minister cu Dragnea. Doamne iartă-mă. Adică Kafka e la școala de juniori, de pitici. Doamna Zamfirescu, cum vi se pare reacțiile lui Liviu Dragnea? Mie mi se pare așa că parcă vrea să aibă control total pe toate ministerele. Păi dar nu, că nu e de părut. Asta e limpede. E limpede, nu? Acum Liviu Dragnea, corect, care mie ca prezență îmi place foarte mult, putea fi un mare actor în sensul prezenței. Adică l-ajută, nu, l-ajută fața. De da, domne. Seamănă cu actorul care, nu mai știu cum se numea, care juca în Ghepardul. Filmul lui Antonioni, Visconti. Bun, are față de actor? Are față, da, chiar vă pricepeți. Da, da, arată foarte bine, arată prezentabil, își păstrează. Da, nu e vorba, în momentul în care fac o analiză, că a trecut totul, nu mai poate fi actor. Da. Nu se știe. Dragnea acum cred că se simte cel mai puternic om din România. Greșește. Pentru că chiar când ești cel mai puternic, nu ești decât o clipă. Corect. Nu ești decât o clipă. Și după aia vei plăti acest lucru foarte rău la prima greșeală. Ar fi cazul să fie mai calm, să, nu calm exterior, mai permisiv, mai înțelept. Mă tem că nu poate, dar fiecare om cât poate. Nu se cade să funcționezi pe eu. A făcut-o Iohannis. Eu am votat cu Iohannis. Din clipa când Iohannis a spus vreau guvernul meu, eu l-am detestat. Ce? Ce vrei? Guvernul meu. Era zis guvernul României, guvernul al românilor. Nu, el vrea guvernul lui. Dom'le, are nevasta lui pe care umblă în dreapta. Ați văzut, domnule, hai să discutăm încă o dată clar. Nu se poate o femeie oficial să meargă în dreapta bărbatului, domnule. Știți ce deduci? Că există limbajul corpului. Deduci că tu ești o mazetă. Te conduce ea. Acolo când a fost în prezența regilor Spaniei, au pus-o în stânga lui. Uitați-vă în poze. Am urmărit atent. În stânga, pentru că i-a spus, domnule, nu se poate sta în dreapta. În dreapta bărbatului. În dreapta e mâna. Și în stânga e nevasta. Vreau să insist, am mai spus o dată chestia. Da, greșeală de protocol, probabil ar trebui să îi învețe, nu? Nu e vorba de protocol, e vorba de o ambiție și care denotă ceva foarte puternic și profund. Și care se răsfrânge asupra întregii țări. Chestia asta că pleacă incognito la Sibiu, președintele țării, domn. Să duce, să întoarce, el are responsabilități acolo, în căsuța aia acolo. Cum adică, iertați-mă, cum adică e incognito? Că nu și-a tras un ciorap pe față. Așa s-a spus, să spune că nu se știe că e la Cotrocin, că este pe autostradă. Vreau să vă fac apel la memoria colectivă. Despre Klaus Werner Iohannis și soția dânsului s-a spus că tranșau copii și le vindeau organele. Eu nu pot să cred asta. Vă spun eu, eram în emisiune. Într-o televiziune, mă rog, într-o așa zisă instituție numită, zic ei, televiziune, eu am participat la un talk show unde pe ecran scria pe galben șoc, bancă de organe, familia Iohannis nu-i străină sau ceva de genul ăsta. Și s-a comentat o oră cum Klaus Werner și soția participau într-o de-asta de, cum se cheamă, grup infracțional care răpeau, tranșau și comercializau copiii la piese.
Deci nu invocați ce auziți la televizor, că nu totdeauna ce auzim la televizor e... Păi e ce am invocat, ce am auzit la televizor? Ah, de incognito. Nu, a plecat la Sibiu, a plecat la Sibiu pentru că este sibian, a plecat pentru că și-a făcut rebelionul, am înțeles. Nu e că ești președintele țării, tu lași vineri țara în pace și vii London? Și te bagi acolo cu gheretă de pază în jur, în casa... De Crăciun, domnule. Păi nu vorbesc de acum, domnule. De când e președinte? Să-ți faci vacanțele în altă, nu știe nimeni, și așa mai departe. Iar chestia asta care e văzută nu e pe burtiera asta, că femeia umblă în dreapta. Gândiți-vă la limbajul trupului, că nu e, sunt cărți serioase, sunt studii, sunt academicieni care vă... Președinții Statelor Unite sunt analizați că de câte ori își controlează butonii, de câte ori își îndreaptă cravata, de câte ori își trag și cum stau, cum dau mâna, cum se uită, cum se pleacă unul în fața lui Putin sau invers. Adică limbajul trupului nu e o joacă. Iar faptul că femeia merge în dreapta bărbatului, femeia președintelui merge în dreapta lui, pentru mine e foarte grav. Dar nu e o premieră. Au mai fost președinții României conduși de neveste. Dar nu conduși. Nu cred că asta e conotația pe care ați dat-o poziției? Că e condus de soție? Nu conotația, aștept să o dea alții. Eu doar sesizez această fotogramă repetitivă. Uitați-vă peste tot. Poate... Acum, revenind la Liviu Dragnea, spuneți că îl simpatizați, dar vorbește prea mult despre propria persoană. Dar cade în capcana lui Iohannis, eu. Sub o formă sau alta, el, de ce? N-ați picat de pe scaune când a mers să propună pe Sevil Șaide, fără ca Tăriceanu, care era lângă el, să știe ce propune? Dar de ce ar fi trebuit să știe Tăriceanu? Păi să nu erau parteneri. Nu. Sunteți în mare eroare. Nu. Tăriceanu este doar o anexă, am mai spus, un apendice vermicular, știți, partea aia la intestinul, pe care dacă îl tai organismul... Nu, Tăriceanu ca persoană, n-are nicio valoare. Valoarea este creată de PSD, domnul Zamfirescu, vă spun eu. ALDE este o creație ca Pigmelion cu Galatea. Este a PSD-ului și PSD-ul se joacă cu ea cum vrea. Bun, pentru că e al lor. Dacă nu exista PSD, ALDE nu făcea 3%. Atunci să vă întreb altfel. Deci PSD-ul este creat... normal ca să mergi la Cotroceni să prezinți numele premierului propus fără ca membrii PSD-ului să cunoască asta? E, abia ăsta e moment istoric. Nu s-a întâmplat de la FSN până acum niciodată. Eu într-un partid ziceam că alături era un parteneriat cu Tăriceanu, față care n-am nicio... Nimic, n-am nimic. Nici stimă, nici dispreț. Nu mă interesează. Niciodată un partid atât de mare și puternic ca PSD-ul, indiferent cum s-a chemat el de la FSN până azi, nu a trăit clipa absolut halucinantă în care să-și cedeze suveranitatea ca partid unui om. Niciodată. Păi este la nici Miliescu. Niciodată. Este la fel de importantă nuanța că femeia merge în dreapta bărbatului, că președintele PSD conduce tot de capul lui. A folosit cineva expresia asta de capul lui. Tot așa am citit dimineață, nu știu, am văzut la televizor, de capul lui. Păi ce am intrat în dictatură în mâna unui singur, un pumn strâns și care ne strânge de vergată? Aveți dreptate. Da, domnul Zamfirescu. Cum să vă râși, domnule, pensiile când noi ne împrumutăm pentru pensiile actuale? Suntem acolo, suntem la un pas. Sigur, nu arată, lumea confunde în momentul de față dictatura... Sau mă rog, ne întoarcem de fiecare dată la varianta cu Ceaușescu pe post de dictator. Dar o formulă dictatorială, dacă vreți, de conducere în momentul de față, se instaurează în România. Și o face PSD-ul în acest moment fiind, cumva, cred ei, legitimați de votul pe care l-au obținut la aceste ultime alegeri. În alții... Chiar sunt legitimați? Nu, pentru că așa cum spunea la un moment dat și domnul Zamfirescu, când te votează 18%... Ăia sunt electoratul român. Restul sunt niște spectatori la un meci post-electoral. Da. Electoratul sunt de 18%. Putem să gândim lucrurile așa, dar mă rog, nu știu dacă... Doamne iartă-mă! Păi da, dar ei care nu votează au pretenții la fel ca ei care votează. Să nu aibă. Pretenții. Nu ar trebui. Păi n-ar trebui, măcar să li se spună. Fraților, n-ați ieșit la vot, n-ați votat nimic, tăceți dracului din gură. Nu mai ieșiți în stradă, puștimea, să nu mai demonstreze că nu votează, n-aveți niciun drept. Sunteți exclus, v-ați auto-exclus din toate drepturile pe care le are un cetățean. De ne-ați lăsat așa. Voiam doar să subliniez lucrul ăsta, pentru că uitându-mă și pe lista, prezumtiva listă a guvernului Grindeanu, plecând chiar de la vârful piramidei guvernamentale, adică domnul Sorin Grindeanu, și faptul că nu el este, adică nimeni nu crede că Grindeanu și-a dorit să fie prim-ministru. Eu l-am văzut, el a fost
A scos în pijamale luat din, dacă vreți, da? Hai, vino încoace că te punem prim-ministru. Nici nu știa programul de guvernare al PSD-ului. Sunt absolut convins de lucrul acesta. L-am văzut cât de năucit era de varianta de a deveni prim-ministru. Sigur, acum, între timp, probabil în weekend, i s-au pus meditatori, a studiat rapid programul, a început să înțeleagă una alta, e altă discuție. Dar asta ne arată o formă de dictatură. Da, e o formă de dictatură. Crezi că e ceva? Dacă ne vrea în acest moment exact aici, nu poate în capul vremea. Robert, e ceva de rău cu... Iartă-mă, eu te întreb pe tine. Nu-l întreb pe mai Suzan Firescu, care are și vârsta și experiența necesare. Eu te întreb pe tine. Noi suntem un pic mai puțin experimentați. E rău sau e bine că se îndreaptă... Da. Țărișoara către pauză de publicitate. E groaznic. Poți să termin întrebarea să începem răspunsul după aia? Suntem pe minus. Cum? E groaznic. Scurtă pauză și că-ți respecti în continuare neamurile, obiceiurile, prietenii, când devii președinte, nu e un lucru de normalitate. Deci, și neamurile te respectă și ele și păi ai ajuns președinte. Păi de în America acum, unde ai ajuns președinte. Așa. De acum mai venim noi la tine că tu ai treabă, domnule. Ai și el dreptul ca orice om la vacanță. Nu e orice om, domnule. Cum președinte României n-are dreptul la vacanță? N-are. Nu, n-are. Nu e, n-are dreptul la nimic. Are dreptul să conducă țara spre bine. Că de-aia e ales. Pe ce e ales ca să-și facă mendrele? Să-și ia... Dom'le, deci acum înțeleg că Traian Băsescu a fost un exemplu prost. Acum înțeleg că e urmat de popor. Traian Băsescu. Era fanul ideii că atâta timp cât ești la Cotroceni în mandat și a fost 10 ani președintele Băsescu, faci pe aici, pe acasă, nu... Nu e nimic important. Nu. E un apel. Un apel, o soacră mea. Faci soacra? Cuscră. Bă, spuneți că e în emisiune, dați-mi un semn. Sunt în emisiune la pe unul. Asta am vrea să spun, că mă vede. Așa, deci ideea e următoarea. Președintele Băsescu a spus în repetate rânduri. Acum, lăsând gluma deoparte, eu chiar am apreciat ce spunea președintele Băsescu. Dom'le, cât ești la Cotroceni în mandat, stai și faci mandatul pe aici, pe lângă casă. Mai pe la Mamaia, mai pe la Neptun, mai pe la, cum o cheamă, mă, zi, Sărata Monteoru. Da? Dar. Asta nu înseamnă că e de condamnat un om care se duce la neamurile lui în Florida, unde s-a dus și când era primarul Sibiului și acum. La infinit. Nu e vorba că e condamnat. Se duce prea des, se duce tot timpul și se duce ca la și cu plecatul la Sibiu. Păi dacă acolo locuiește. Dom'le, la locul de muncă să stea, dom'le, că de păi nu se poate dormi, dom'le, la patul Cotroceni, n-are dormitoare. Are doar dormitor de avarie în caz când de perească. Când era casa pionierului, avea și dormitoare palatul. Ați fost acolo când era palatul pionierului? Și eu am fost. I-am filmat lumini la... și umbre, jumate din lumini și umbre s-au filmat acolo. Bravo. Deci nu, eu nu, aici nu sunt, mă despart de maestru Zan Firescu. Președintele poate să meargă la Sibiu, că acolo locuiește. De câte ori crede domnia sa, timpul liber, are timp liber? Nu, noi avem noroc, asta e. Nu, noi avem noroc. Vorbiți de Băsescu, eu știu că sunteți în... Nu sunt de parte, nu am să o făcut niciodată. Da, vă stimez colegii de platou și stimez oamenii care sunt. Nu stați un pic să nu facem confuzii. Dânsul este în partidul domnului Traian Băsescu, eu sunt în partidul național, marele partid național liberal. Și pe dumneavoastră să vă stimez că... Dar asta nu mă împiedică... De Dan Diaconescu, nu știu cum, că săracul de el în pușcărie, nu v-a fost milă, domnule, de Dan Ce trebuie să fac, domnul? Nu știu, dar... Nu, dar ce, în momentul... Umăr, să-i spuneți, băi, Dane, uite, poți... Nu vreau să... N-am comentat... Ați fost în Parlament prin Dan Diaconescu, prin televiziunea lui. Aș vrea să spun că... Nu! Ați spus un adevăr. Ai fost în Parlament prin televiziunea lui, nu prin Dan Diaconescu. Partidul Poporului a fost făcut de mine, nu de Dan. Nu, a fost făcut... Nu, ascultați-mă! De Constantin Cojocaru. Așa! Unde? În ce emisiune? Păi nu, ce emisiune? La mine în emisiune, domnul... Nu, a fost făcut în emisiunea mea. Haideți să nu ne întoarcem. Nu, e foarte important dacă vrei să facem o emisiune dată. Da. Dan Diaconescu, n-am să-l comentez niciodată. Nu este subiect pentru mine de dialog, dar repet, nu mi se poate spune mie ce ai făcut, l-ai lăsat, n-aveam cum să fim împreună. Pentru că eu sunt cu dumneavoastră la voi. Întrebarea e de ce ați fost dacă n-aveați cum? Nu aveam cum să fiu împreună în momentul în care dânsul s-a dus să-și execute o pedeapsă, iar eu... Acolo, Doamne! Atât, asta spuneam. Să ne întoarcem la guvernul... Regret ce s-a întâmplat, dar asta e și bolnav de Andrei Conescu, că e într-o stare Dumnezeu sănătate. Păi Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traiste. Acum ar trebui ajutat. Doamne Zan Firescu, de ce credeți că l-a aruncat Dragnea pe Victor Ponta așa, ca pe măsea stricată? Nu părea. Era teamă de el? Păreau prieteni, nu părea. Cred că Dragnea, aici putem vedea cât de tare a fost și cât de ascuns, cât a fost Ponta la putere, Dragnea a fost umăr la umăr, trup și suflet, n-a șignit. Până când s-a făcut transferul ăsta, că de? A trebuit să preia cineva partidul și ușor a ieșit uleiul la suprafață și Dragnea și-a arătat adevărata față. Și asta gândește Victor Ponta acum. Victor Ponta o merita. Între ei și Acalii, își merită soarta. Foarte bine. Păi bun, așa o să pățească și Dragnea. Cine știe dacă domnul premier actual Grindeanu nu desfășoară o întreagă acțiune
de personalitate și de punct de vedere ferm și aflăm că nu e pe după ce l-ai numit și l-ai us. Doamna Ciulin, cred că sunteți un pic în eroare în acest moment. Sigur că arhitectura guvernamentală se vede mai ales în spațiul public prin personajele care sunt cocoțate la vârf în poziții de miniștri, să spunem, în diverse funcții. Și aici vedem, într-adevăr, niște oameni poate, n-aș spune neapărat apropiați de Dragnea, ci pe care nu i-a prea ținut în brațe Ponta, deși unii dintre ei au avut intersecții, cum stabileam, de exemplu, în cazul domnului de la Finanțe. Sau doamna de la Pană. Finanță, da, așa, sau doamna ai Pană, celebra indații? Doina, care avea chef de niște indații. Dar vreau să rețineți un lucru. De un an și mai bine, după căderea guvernului Ponta și urcarea guvernului tehnocrat în funcții, toată zona de sub ceea ce înseamnă palierul ministerial la cel mai înalt nivel, adică zona de secretar de stat, subsecretar de stat, funcționari, director de ministere și așa mai departe, sunt oameni ai Partidului Social Democrat. Și au fost și au rămas. Iar cei mai mulți dintre acești indivizi sunt acolo pe funcții prin relațiile pe care le-au avut sau ei înșiși fiind oamenii lui Ponta. Deci ce face Dragnea în acest moment este să vină într-adevăr cu o glazură peste tortul ăsta PSD. Sau să schimbe și oameni 2 și 3. Durează. Domnul Ion Cristoiu este, ni se alătură în această seară. Bună seara, maestre! Bună seara! Ați avut timp să dați așa un ochi pe lista de nume apărută pe surse? Știu că ați aterizat... Tema am declarat în scris de care și acum nu mă interesează cine sunt miniștri, e treaba lor și de regulă nu intru. M-a interesat numai criza politică. Sau că nu o să fie o nouă criză politică. Probabil că o să spună miniștri, nu. Deci de până mie nu spun nimic miniștri. Câtă dreptate am avut? Alo? Păi și... Da. Și e criză politică acum sau am depășit-o? Nu, ea a fost depășită. Nu cred că va fi ultima criză politică, vor fi și altele. Probabil că una se va ivi acum, nu e spus că Claus Iohannis să refuze să promulge legea aia cu taxele reduse. E posibil și așa ceva. Deci, de punctul acesta de vedere, eu cred că totuși cea mai mare atenție trebuie acordată acum opoziției. De-aia, adică și opoziții nu în sensul să o criticăm. Trebuie neapărat o chiar așa un fel de heirup național, pentru că să avem o opoziție minim unită, trebuie, cea mai mare problemă este că la PNL, care este și partidul principal, cine va conduce această opoziție? Pentru că e degringoladă pe partea asta de dreapta. Eu cred în zvonurile care se pare că sunt știri în legătură cu venirea echipei lui Cioloș. Partidul acesta. Nu, eu cred că, da, și pariez că va veni Dacian Cioloș. Este și o formulă prin care ar putea să aducă sub același steag și USR-ul, sigur nu PMP-ul, că acolo e Traian Băsescu. Dar eu cred că va veni echipa, nu numai Cioloș, echipa lui Cioloș, e o nuanță în jurul lui Cioloș. Cioloș are o echipă, de exemplu câțiva din foștii miniștri care vor veni, vor prelua partidul și ca de obicei PNL-ul nu va spune nimic. Nu pot să spun dacă această mișcare este bună sau rea, dar într-un fel ar fi și posibilitatea ca încetul cu încetul să dispară imaginea aceea fisurii dintre PDL și PNL. Sigur, nu putem aștepta ca la, pe vremea lui Moise, o generație întreagă până când dispare ideea de imaginea de două partide, dar probabil că Dacian Cioloș va face o asemenea echipă încât nu vor mai fi nici de la PDL, nici de la PNL, ci vor fi de la... Dacian Cioloș cu cine? Cu Vlad Voiculescu și cu Dragnea? Nu numai, nu numai, să știți că este și domnul de la interne. Dacian Cioloș are echipă mult mai puternică decât, nu, mult mai mare decât știm noi. Deci vor veni și, da, uite, pot să pun pariu acum că... Și avem vor, aici în platou un membru PNL, domnul Tudor Barbu. Da. Eu am auzit și eu această teorie pe care o consider și acum și atunci când am auzit-o, o consider nefondată și, dacă nu utopică, foarte, foarte greu, foarte greu de îndeplinit, din două motive.
Mecanismul prin care se va alege la Congres viitoarea conducerii nu este un mecanism care să-l ajute pe Dacian Cioloș deloc. Adică verbul a prelua partidul nu cred că este verbul care va domina Congresul. Nu cred eu. S-ar putea să fiu mai naiv decât îmi permite experiența. 1. 2. Dacian Cioloș este, din punctul meu de vedere, și am spus-o public, unul dintre oamenii care au comis greșeala politică a anului 2016 în ceea ce înseamnă raportarea la PNL și la miile, zecile de mii de liberali care pe diverse paliere munceau în campania electorală și cu flyere și afișe Dacian Cioloș pe braț. Da? Și al treilea lucru, de fapt, esențial, Partidul Național Liberal are nevoie de un membru autentic și recunoscut liberal la cârma lui după un an greu, ca să nu eufemistic spus un an greu, 2016. Nu poate veni o contrafacere din afara partidului impusă. Nu, domnul Cristoiu, îmi pare rău, ne cunoaștem de mult, v-am respectat și vă respect opiniile întotdeauna, cu asta nici măcar în visele cele mai urâte nu pot fi de acord, ba mai mult că am și, cum să zic, căderea informațiilor pe care le dețin să spun că nu se va întâmpla așa. Dacă se va întâmpla așa și noi asta aveți dreptate, înseamnă nu numai că eu n-am înțeles nimic nici din viața de ziarist, nici din cea de politician, dar înseamnă că Partidul Național Liberal e pe ducă. Maestre, ce părere aveți? Stau în picioare argumentele acestea? Eu n-am pledat pentru Dacian Cioloș. Așa văd varianta. Mai țineți minte că puneam că va fi respins doamna Sebil. Eu, aici, varianta cu Cioloș sau fără Cioloș depinde foarte mult de capacitatea acestui partid de a se desprinde de influența lui Klaus Iohannis. Această desprindere este absolut necesară, dar am văzut că până nici într-o big wow, urmă, e necesară și pentru președinte, care trebuie să devină președinte de Român, și pentru PNL. Acum, sigur că domnul Tudor Barpu poate să nu fie de acord, dar știu eu ce se crocește pe acolo prin... Aș vrea să fac o completare, maestre, cu tot respectul. Dacă ceea ce spuneți e adevărat, eu vin și fac următoarea precizare. Am spus în repetate rânduri în ultimele 2-3 săptămâni că s-au comis erori absolut impardonabile, ca să nu le spun altfel, în ceea ce privește relația lui Dacian Cioloș cu PNL-ul în campanie. Dacă dumneavoastră aveți dreptate, eu spun așa, nu au fost erori, au fost planuri. Uite, domnul Tudor Bavio și o irație să-i stimați telespectatori, am dat în poala lor. Se vede că de-abia acum, de mult am aterizat la București. Eu cred următorul lucru. Cel mai important pentru PNL acum este să treacă printr-un cutremur. Un partid la un asemenea scor, dacă nu începe chiar un război, vorbesc de un neapărat. În primul rând trebuie neapărat o analiză a cauzelor eșecului, dar o analiză care nu poate fi decât urmarea unei controverse publice între lideri, între membrii PNL. Așa, dacă va fi un congres care se va alege poate un alt lid, poate nu Cioloș. Deci eu cred că este absolut necesar. Faptul că criza aceasta politică, dar mai ales faptul că după alegeri s-a cam trecut sub tăcere acest eșec, un asemenea eșec, sunteți de acord, unic în istoria unui partid precum PNL-ul, trebuie să ducă la o dezbatere, chiar la controverse, nu neapărat la rupere, că nu mare cum. Fără aceste controverse care, și a doua, trebuie să ducă la un război din care să se degajeze un lider, dar nu impus de cineva. Unul, știți cum e, uite, la un moment dat, iese unul așa peste noapte de undeva și zice, băi, uite, eu vreau să fiu un lider și poate că ăla e cel mai bun. Altfel, dacă se continuă cu plasarea oamenilor din exterior, inclusiv de aceea Cioloș și cu tăcerea asupra cauzelor, PNL-ul n-a nicio șansă și nicio poziție n-a nicio. Într-un totul de acord, silabă cu silabă, tot ce ați spus. Domnule Florin Zanfirescu, credeți că Dacian Cioloș ar reuși să ridice PNL? Are... Nu. Nu, niciun caz. Îl coboară rău de tot. Mă gândesc acum la ce spune Ion Cristoiu. Te pup, Ioane. Nu ne-am văzut de mult. La mulți ani. La mulți ani. Și eu mă gândeam acum că dacă m-aș fi înscris acum 10 ani într-un partid, era PNL. Lucrurile care au evoluat ele pe parcurs m-au făcut să nu mai vreau niciun partid. Dar eu țin la PNL. Nu mi-a plăcut unificarea cu PDL-ul deloc. Da, deloc. Forțată contra naturii.
și personalitățile care sunt contradictorii acolo. Și Raluca Țurcanu, sau Turcanu, Țurcanu, mi se pare o persoană foarte potrivită pentru a, spre o deosebire de cealaltă doamnă, care vorbea cu un copil preșcolar la ușă și îl întreba dacă nu o cunoaște. Doamna. Doamna Gorghiu. Doamne, nu se poate. Ce făcea? A bătut joc de ea și ia de PNL și mai bine stătea dracului acasă, că femeile câteodată trebuie să stea la cratiță. Și doamna Turcan e mai potrivită să conducă partidul? Da, uitați-vă, cercetați-o, are o demnitate, are verb, are forță, așa firavă, subțire cum este, și s-ar putea, măcar pentru prima etapă, doamna Țurcanu să coalizeze. Raluca Turcanu. Cu Turcanu, da. Îi cer scuze că... Nu din nariz. Deci, eu o stimez foarte tare. Am și cunoscut-o așa odată pe la Buftea. Nu știu, vreau o emisiune. L-a pus-o acasă de mult. 10 ani. Dar de ce spuneți că Dacian Cioloș n-ar putea să facă nimic pentru Dacian Tănele? Dacian Cioloș e un trădător de țară și vede toată lumea. Dacian Cioloș a venit cu lecțiile făcute și cu ordinele date și cu vânzările deja în plic, să le vând, să vândă mai repede, să termine odată. Indiferent că a trăit într-o curte țărănească, Dacian Cioloș nu merită să mai stea în România. Și miniștrii tehnocrații, echipa despre care ne vorbea maestru Ion Cristoiu. Păi uitați, stați că vă spun eu, Vlad Alexandrescu? Da, care a mărit prețul de la, care a mărit prețul cumințenii pământurile de la 2 milioane de euro la 11? Vlad Voiculescu, Alexandrescu e prin USR, nu? Da, nu știu. Alexandrescu acum a adus. USR. Noi vorbim despre nu, Vlad Voiculescu. Nu, dar stați un pic, acum, iertați-mă, că văd că accelerați pe această teză și am crezut că e o teză care e doar un zvon, sper eu și cred, nejustificat. De ce credeți că este nevoie de astfel de respectabil domn într-un partid care are o echipă puternică și valoroasă? Credeți-mă ce vă spun. PNL-ul are... Nu sunt lideri. Domnule Cristoiu, iertați-mă, Robert Turcescu, sunt de ce s-ar duce Dacian Cioloș la Partidul Național Liberal, unde vedem că deja se aglomerează scena, cum l-am văzut pe domnul Ludovic Orban, de exemplu, încercând să ocupe, să prinde microfonul, ca să zicem așa, și nu s-ar duce domnul Dacian Cioloș spre USR, unde trebuie să admitem și vă spun, văzându-i, urmărindu-i așa deja de multă vreme, n-au lider, e... complicată ecuația acolo. De ce spre liberal și nu spre USR? Păi, domnul Turcescu, întrebarea este de ce a candidat așa cum a candidat. Dacă ați observat, el nu prea părea convins că trebuie să fie premier. Adică a lăsat tot timpul impresia că cineva îl forțează. Deci eu, toată această ipoteză cu Dacian Cioloș cu echipa lui pornește de la faptul că nu văd cum PNL-ul scapă de sub influența prezidențială. Nu văd, adică l-am ascultat, vă dau un exemplu. Deci domnul Ludovic Orban e un om normal. Până când începe să vorbească despre Klaus Iohannis. Eu care am din ăsta, sunt antiprezidențial prin definiție, în general sunt antiprezidențial, vine rău, adică imediat cum vine în vorba de Klaus Iohannis, Ludovic Orban, că am dat un exemplu, care este un liberal, manifest, interesant, tradițional, din ăla vechi, deodată începe să devină, să spun, respectos. Ori înseamnă că asupra acestui partid continuă să planeze umbra lui Klaus Iohannis. Eu nu văd pe Klaus Iohannis acum că a rămas și nu mai are prea multe jucării altceva decât să impună acestui partid o echipă. Eu în sensul ăsta am zis. Eu nu am spus că în mod firesc PNL-ul. Păi depinde de relația cu președintele. Și cu Dacian Cioloș nu tot în influența lui Iohannis ar fi? Că doar Iohannis l-a pus pe Dacian Cioloș. Păi eu în sensul ăsta am zis. Asta spune și domnul Cristoiu. Eu vreau să vă spun ceva, maestră, dacă îmi permiteți. Fac parte dintre cei care, foarte mulți la număr, am muncit în 2014 și am muncit grav de tot. Ca să punem pentru prima dată în istorie, știu că sună poate beletristic, poate prea pompos, dar așa e. Prima oară un președinte al Republicii, noi, liberalii. Acum, ca să ne fie teamă, rușine sau să evităm a ne bucura atunci când se vorbește de Iohannis sau al apăra atunci când e atacat, înseamnă să ne renegăm propria munculiță, propriul succes, care este istoric. Niciodată în 140 ceva de ani, partidul ăsta nu l-a pus pe vodă, n-a pus capul țării. Ori a venit de afară capul țării, ori a pus
a fost pus de alte partide, nu de liberale. Deci eu cred, și eu Tudor Barbu, când este atacat Iohannis, atunci când atacul este, în opinia mea, nejustificat, sau care este politicianist, sau care este rău intenționat, îl apăr. Pentru că este președintele la cărui mandat am muncit și eu. Ca și Ludovic Orban, care, între noi fie vorba, e unul dintre liberalii autentici ai PNL-ului. Adică de la adevărat, cu pedigree. Da, iertați-vă, eu vreau să vă spun, stați că n-am zis că Claus Iohannis nu trebuie să fie apărat. Eu am spus în sensul următor, că există și ar trebui acum, că ar trebui să ne ocupăm mai puțin de curte formează în nouă guvern și să vedem încă o dată, repet, este pentru prima dată după decembrie 89, când un vot, precum cel din 11 decembrie, nu a fost dezbătut. Sunteți de acord? Să discut eu, adică după fiecare asemenea scrutin se dezbate ce a făcut poporul, ce se va face. Absolut corect. Se va face, maestre, dacă nu se va face acest demers, dacă nu se va face, și mi-asum fiecare cuvânt, dacă PNL-ul nu va face o analiză serioasă și acel război, chiar metaforic, despre care vorbiți, și strict necesar, cum cred și eu, dacă nu au loc, pe drumul pe care l-a deschis cu lopățica încet, încet PNCCD-ul, acolo vor merge liberalii. Dar eu cred că partidul acum și-a făcut temele, va avea leadership-ul, va avea echipa și va avea omul. Așa cred eu, așa simt. Dacă nu va fi așa, din păcate pentru țară, nu pentru liberali, pentru țară, al doilea mare partid istoric va muri în chinuri precum țărăniștii. Nu, iertați-mă de aceea. Eu vreau să spuneam de sensul votului de dezbatere în general. Nu, dezbatere internă. Nu numai PNL, nu stați. Dezbatere în presă, la literii politici, adică dai să vă analiz. După părerea mea, eu spun că trei semnale s-au dat prin acest vot. Primul semnal și cel mai important a fost împotriva amestecului sistemului în politică. Împotriva amestecului, n-a fost nici vot anti-DNA, nici vot anticorupție, nici vot anti-justiție. Românii, mai ales prin guvernul Dacian Cioloș, au sesizat că ceva e în neregulă. E foarte interesant, la nivelul colectivității, în felul acestei națiuni, s-a apărut o sclipire de inteligență. Voi stai puțin, zice, dar noi de ce votăm dacă vine sistemul și își face jocuri? După părerea mea, al doilea sens al votului a fost cel de minimă liniște. Eu, România, sigur, și eu sunt un susținător al lui Traian Băsescu, dar oamenii, după 10 ani de tensiune de asta, au vrut un altfel de o minimă liniște, care era dată de un președinte, de un altfel de președinte, deoarece lui Claus Iohannis nu este bine să le imite pe treabă. Și nu în ultimul rând, eu spun că votul care a fost anti-tehnocrat a fost până la urmă echivalent cu o suspendare a lui Claus Iohannis. Deci, pe de o parte, PSD plus ALDE a ieșit împotriva lui Claus Iohannis, iar electoratul care l-a ales pe Claus Iohannis a fost atât de dezamăgit încât n-a ieșit. Deci dacă președintele nu ține cont de acest semnal, după părerea mea va avea foarte mari probleme în perioada următoare, pentru că el nu mai are capitalul ăla de încredere nici al electoratului de dreapta. Asta este foarte important. Depinde numai de el. Maestre, vreau să vă mai întreb un lucru. Da. Cum vedeți dumneavoastră relația de colaborare dintre Claus Iohannis și Sorin Grindeanu? O să fie momente în care o să cheme premierul, nu? Aveau acea oră a premierului. Conform legii, conform Constituției. Dacian Cioloș făcea întâlniri luna, mi se pare, la ora 16, mergea la Cotroceni să dea raportul. Ce o să facă? Cum o să lucreze domnul Iohannis cu domnul Grindeanu? O să-l ia și pe domnul Liviu Dragnea? Ce o să facă? Stai să ne lămurim. Întâlnirea de luni nu intră în Constituție. Deci, coabitarea, care după părerea mea este dezastroasă, se vede, nu mai merge. A trebuit schimbată, modificată Constituția în așa fel încât să avem ori un regim semiprezidențial în care președintele e ales în același timp cu Parlamentul, sau după părerea mea o republică parlamentară, pentru că acolo e premier. În cazul de față, domnul Dacian Cioloș, nu văd de ce să se ducă, ce să stea de vorbă premierul cu președinte. Premierul intră în relație cu președintele când
depinde de o semnătură a președintelui sau de intervenția președintelui o lege, o hotărâre, o decizie. Deci, din punctul acesta de vedere, eu nu văd... asta mi-am amintit pe vremuri, în perioada interbelică, era așa o chestie. Maestatea sa lucrează, așa era câte un comunicat. Carol al doilea avea. Maestatea sa a lucrat azi cu primul ministru. Adică nu, din punct de vedere constituțional, cele două instituții nu sunt obligate să joace sârba. Bine, constituțional se pot respecta, adică se pot păstra într-o anumită indiferență. Dar mai erau niște momente, maestre, domnilor, mi-aduc aminte ședințele de guvern, domnul Boc îl invita pe domnul Traian Băsescu la ședințe, la câte o ședință de guvern pe care o prezita. Pe credeți că Dragnea nu o să fie la ședința de guvern invitat? O să fie la ședința de guvern, dar eu zic pentru domnul Grindeanu, președintele României nu se numește Klaus Werner Iohannis, se numește Liviu Dragnea. Deci premierul nostru are alt președinte decât noi. Corect. E foarte frumos, foarte just spus. Așa e, așa e. Ba, eu cred că dacă ar fi să continue ședințele astea de luni, problema ar fi simplă. Adică s-ar avea loc ședința, dar răspunsul ar veni marți. Pentru că nu poate Sorin Grindeanu să spună pe loc da sau nu, ci trebuie să aibă o discuție. Dar asta e în regulă, domnule Zamfirescu. De cine zic că e în regulă? E normal așa ceva? Dar vedeți dumneavoastră că noi vorbim acum, iartă-mă, Ioane, noi vorbim la mulți ani de Sfântul Ion Căzat aproape. Acum vine și Sfântul. Dom'le, noi vorbim acum într-un fel de, facem un fel de bârfă. Și nu e de vină nimeni, dar cred că problema ar trebui pusă, nu sunt moderator, dar problema ar trebui pusă că toate partidele de la putere și celelalte vor binele țării. Fiecare pe altă cale. Acum, PSD-ul deja ne-a arătat. Domnul Barbu a și arătat că a punctat. Cum să mărești tu pensiile când trebuie să facem împrumuturi pentru actualele pensii? El a promis mărim pensiile. Da. Așa a promis. Deci, binele țării, cu ce mijloace? Noi ar trebui asta să analizăm. Nu ce promisiuni și gata. Ce a început domnul Barbu trebuie continuat. Poate în alte misiuni dumneavoastră. Nu eu, că nici nu mă pricep. Dom'le, PNL-ul propune binele țării într-un fel. Și ei fără îndoială cred în asta. Dacă începem să-i bănuim pe toți că de fapt sunt niște bandiți și că au comenzi din UE, din Seychelles, din alte insule, atunci nu mai are rost. Facem un fel de cozerie. Haideți să vă spun ceva, domnule. Iertare, domnul Cristoiu, 10 secunde. În 61 de comune cât are județul Gorj, m-am dus... Și le spuneam oamenilor, programul liberal privind pensionarii spune așa, nu mai impozităm nicio pensie. Știi ce îmi spunea? Mumă, mie îmi place de mata la televizor, numai că ăia ne măresc pensiile. Punct. Asta trebuia să mă lupt. Și domnul Cristoiu spune că au câștigat pe nu știu ce. Eu mă duceam și le spuneam, nu avem bani acum să mărim salariile. Și ne spuneau, nu, vom face legea unică a salarizării. Și ne spuneau, mumă, ăia ne măresc salariile. Ca să nu mai vorbim iar eu, nu, de impozitarea pensiilor. Și trebuie să vă povestesc ceva, apropo de relația, am mai spus, contează foarte mult. În timp ce eu eram în campanie, un bodyguard de la Molul din Târgu Jiu, om la 50 de ani, făcea pe bodyguard acolo, că era prea vârstnic să fie bodyguard. Mi-a spus așa, domne, mie mi-a plăcut de mata, dar să știi că nu ești om. Cum, domne, te țigănești? Ascultați-mă, doamnă, ascultă-mă, maestre Cristoiu. Te țigănești pentru 100 de lei, nici Ceaușescu n-a făcut-o. Și eu m-am uitat stupefiat la el. Domne, zic, nu ești în mintea ta? Cu ce am greșit? Cum, domne, noi cerem mărirea salariului minim, că atât am eu ca bodyguard, salariul minim, cu 20 de lei și voi ne dați 10? Asta era guvernul tehnocrat în relația cu sindicatele în plină campanie. Da, aș mai auzit domnul Cristoiu. Aș vrea dacă ați auzit, maestre, că sunteți și scriitor și scriitor. Nadia. O secundă. Da. Și scriitor și gazetar sunteți. Cum să gestionez eu o campanie? Cum să gestionez eu o campanie electorală când ăla îmi spunea nici Ceaușescu nu s-a țigănit pentru 10 lei? Nu aș gestionat-o. V-am spus că am greșit. V-am greșit spunând că nu mă amestec în lista ministrilor. Am deschis și eu acum. Și am văzut aici pe domnul Costoiu la educație. Da. E singurul lucru care mă face să sar în sus. Cum adică domnul Cu? Bicna Costoiu este cel implicat în afacerea
mișmașul plagiatului din 2012 al condusei Ciobici. Am vrut să vă spun, dar vă supărați pe mine. Nu mă supăr, că nu știam. Maestrul Zanfirescu îi plăcea de Costoiu. Nu, a fost amestecat, deci aia a lăsat un pic din faptul că parchetul general, nu știu, n-a avut el probe date de domnul Ghiță, e una, dar eu am studiat serios tema și atunci, într-adevăr, a fost o intervenție, adică, nu știu, totuși, parcă aici și, nu știu, faptul, toți cei care au fost legați de acel mișmaș din 2012, din iulie 2012, nu am înțeles de ce domnul Ghiță n-a mers până la capăt și n-a dat și alte, n-a dat și e-mail-urile, de unde le primea ca să le, ca să aranjeze. Domnul Cristoiu, dacă erați membru PNL, nu erați valorosul și reputatul scriitor și jurnalist, erați membru PNL și ați fi susținut în campanie viitoarea candidatură și viitorul mandat de premier al unuia care, în timpul campaniei dumitale, Ion Cristoiu nu dădea 10 lei la salariu minim, ce credeai despre el? Domnul Baru, eu spun următorul lucru, că asta și toți suntem oameni. Eu sunt pensionat, dar trebuie să fiu idiot ca să mă întreb de unde sunt bani dacă la mărește pensia. Eu așa ceva n-am pomenit. Asta într-adevăr, eu tema asta cu mă duc la popor și spun, bă, fiți atent aici, noi nu vă mărim pensia sau nu vă mărim salariul pentru că știți generațiile viitoare, sigur, poate că ne mărim istoric, cei care spun ăsta au dreptate, dar din punct de vedere electoral pierd, pentru că orice om, m-am zis chiar și eu care se zice că sunt analist. Poți să cuți, mărește pensia, ce sunt nebun. Orice leu contează. Corect. Păi dar și cum să zic eu, bă, de unde aveți? Corect. Adică corect. Să refuz eu, să refuz mărirea pensiei, spune, doamne, băi, dacă nu spuneți de unde aveți bani, să știți că eu nu primesc această... Dar voiam să vă mai întreb și despre propunerea aceasta de la interne, că spuneați că ați deschis lista. Carmen Dan, fostul prefect de Teleorman, amica doamnei Dragnea. Nu știu, nu am evitat în această perioadă să cânte pe domnul Dragnea, pentru că eu am o relație de tradițională de adversitate cu PSN, PSD. Era într-un război și voiam neapărat să se termine această criză politică. Mi se părea chiar pentru această Românie, care e încă o minim stabilă, deși nu așa în această lume tulbure, că era o criză inutilă. Dar e o prostie și asta, adică ca și declarația aia că doamna Sedil e numele în capul lui, adică, nu știu... Nu înțeleg de ce trebuie să fie la interne cineva foarte apropiată de, nu știu, de Liviu Dragnea. Până la urmă vreau să spun un lucru ca om mai bătrân. Și la Grindeanu. În politică nu există nici măcar fraci, dacă din câte știm noi, de la Shakespeare încoace. Așa că poți să pui acolo o pupilă, o fină, o amantă, o iubită. Până la urmă tot se trădează între noi, fie vorba. Și mai aveam o curiozitate. Cum o să funcționeze acest guvern? Deci doamna aceasta, Carmen Dan, despre care am vorbit acum, că ar fi ministru de interne, se duce la cine? Cine e șeful ei? Se duce la domnul Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu se duce mai departe la Liviu Dragnea. Așa o să funcționeze? Nu se funcționeze, stați-ne, am spus mai înainte. Cine citește pe Shakespeare și domnul Florentan Firescu l-a și interpretat, știe următorul lucru. În politică nu există loialități. Cine crede că Sorin Grindeanu va face el acum plecăciuni, zâmbete, dar dacă căpăta ceva chiar să vedeți cum intră în conflict cu Liviu Dragnea. Deci eu nu cred în această... Păi la prima mișcare l-a și retras. N-are doar cum. S-a pus nu, 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 stați un pic, că dacă retrage ajunge la semnătura lui Claus Ioanes, a citat, stați un pic. Păi, dar nu poate. Nu poate, sigur că nu poate așa cum vrea. Păi nu, hai, nu știți care e nebunia? Că în momentul în care Dragnea retrage sprijinul unui premier, trebuie pus un alt premier, cel are nevoie de semnătura lui Claus Ioanis și nu cred că în veci ar vrea domnul Dragnea să mai ajungă la mâna lui Claus Ioanis. Da, încurcate sunt toate căile astea. La final, domnule Ion Cristoiu, vreau să vă întreb că am deschis blogul dumneavoastră. Cum ați petrecut primul revelion din cel de-al treilea război mondial? Trebuie să știți că îmi pare rău că n-am presa de la noi de a preluat azi. Pe unele site-uri. Chiar, și aici chiar că discut un lucru
cumplit. Adică să petreci Revelionul, deci la apă, Rainiu, eu am fost în Italia, mă nebuniseră. De dimineață până seara era asta, festina blindată, peste tot, blindate, controle, nu mai poți să mai intri acum la, nu știu, la Roma pentru că te caută. Și vorba lui Trump, să știți că eu de aia mie mi-a plăcut Trump. Trump zice, bă, cât sunt mai aia, mă, 50.000, da? Bă, 50.000, o planetă întreagă, e sub teroare, pentru că se presupune că de ce să fac, de ce să fie rebelion sub blindate? Adică, dar de ce rebelionul cu aia păstrez? Mă rog, la Siracuza nu prea erau aia păstrez, dar mă gândeam în ultimul moment, iertați-mă că fiecare din noi poate să sară în aer că vine un nebun pe care l-a trimis și. Eu cred că această chestiune trebuie chiar rezolvată la un moment dat de planetă, dacă nu sunt interese să nu se rezolve. Este imposibil, sunt 50.000 de oameni dintre care unii cresc apele. Chiar au ajuns aia să... să oblige Occidentul, marele puteri, cu arsenale nucleare, să petreacă rebelionul sub protecția blindatelor. Așa ceva nu s-a mai pomenit. Mulțumesc foarte mult, domnule Cristoiu, pentru intervenția dumneavoastră. Am văzut mai devreme câteva fotografii de pe blogul domnului Ion Cristoiu. Trebuie să luăm o scurtă pauză și revenim cu concluziile. Ne-am întors, doamnelor și domnilor, vorbim despre această listă de miniștri, dar negocierile nu s-au încheiat încă, domnilor. O să vorbim despre câteva ministere, domnule Barbu, despre Ministerul Muncii, acolo unde se va pune la punct legea salarizării unitare. Doamna Olguța Vasilescu, domnule Florin Zanfirescu, domnule Barbu. Eu cedez minutele mele pe comentariul acesta, domnului Zanfirescu, care e mai priceput. Vă rog, nu, dar vreau Zanfirescu. Să vă am ce comentat. Salariile sunt în mâna doamnei Olguța Doamna Vasilescu. Doamna Olguța Vasilescu, mie mi-a strânit o reacție de admirație sau de, eu știu, sunt de partea ei. Hai că chiar nu mai pot, pe cuvântul meu, domnule. Nu mai pot. Și cu Costoiu, și eu cu... Stai să vă spun. Codule, ești chiar, chiar nu mai pot. Lasă cum arată, că arată foarte bine, că a făcut și karate, și o femeie da, civilizată. Centra neagră la karate. Da. Da, știu. Da. Aveți grijă ce spuneți, domnule. Dar nu, domnule. Dacă informațiile sunt adevărate, dacă așa e, să fii tu primar și înainte de alegeri, să faci jos de niște bani, de la măia care au bani, face și noi fațada orașului aici. Să arate orașul ăsta mai bine. Și pentru asta s-o... Nu mă interesează din ce partid face parte. Sunteți sigur că pentru asta a fost? Păi dar dacă asta se vorbește... A, spuneți-mi se dumneavoastră. Vorbește. Păi deci, spuneți-mi dumneavoastră dacă a fost la ceva sau... Acces. În particular... Păi nu că așa vreau să vă spun ceva. Păi eu nu am cum să fiu de sunt parte... cel puțin două televiziuni în România care spun zi de zi, 24 din 24, că domnul Liviu Dragnea a fost condamnat pentru că a scos oameni la vot. Nici pe departe. Trebuie doar să faci un efort minim, să citești rechizitoriu, să vezi despre ce e vorba. Nu că a scos oameni, că toți ele, toți și Robert a scos oameni la vot. Și eu am scos oameni la vot. Ne-am dus la poartă. Mamaie, vino să-ți dau pliantul, să-ți dau... Aia înseamnă să îndrum oamenii către secția de votare. Hai. Nu. Domnul Dragnea nu a fost condamnat pentru că a scos oameni la vot. Nici pe departe. Nu o să fac eu acum pledoarie de ce a fost condamnat Liviu Dragnea. Ba da, mă, ceva totuși spune, dar adică ce, a băgat morți în liste. Nu, domnule, nici n-avea cum. Doamne iartă-mă. Ca Google. Nu e adevărat. Nu este cu adevărat. Suflete moarte, da. Dar vă promit că după emisiune... După emisiune? Mai stăm două ore. Vă promit. Bine, deci, doamna... Doamna Vasilescu? Codruța Vasilescu, mie e o persoană de partea căreia am fost, dacă a fost învinovățită, pentru ce să spune? Faptul că va fi ministru Muncii. Am avut o emisiune împreună, de curând, și am cunoscut-o personal. Și pe urmă am mesaj de vorbă așa, e un om cult, e un om... Problema... Dom'le, toți sunt culți. Toți sunt civilizi, toți sunt oameni minunați. Problema e dacă își iubesc țara sau nu. Știți că, da. La ce își folosesc? La ce își folosesc? Maestre, voi... O pun în brațele doamnei Olguța Vasilescu, asta cu pensiile, cu salariile. Voi să punem o întrebare fundamentală. Știți ce populație are orașul Craiova, ca cetatea Băniei? Vreo 300 și ceva de mii de locuitori. Așa. Știți cât costă o campanie electorală să devii primarul Craiovei? Bătaia asta de joc, când te duci tu, Zanfirescu, și ceri să fii primarul Bucureștiului și peste 3 luni devii ministru Zanfirescu, noi, 2 milioane de oameni, mergând din nou la vot să alegem pe altul, cum se cheamă în economia vieții dumitale? Când ne-ai chemat la vot să devii primarul orașului nostru, noi ca tâmpiții mergem, te punem primar în București. Asta este o vinovățire pentru ce va fi. Păi e, domnule, dacă e ministru, ea e primarul Craiovei. Păi ce a pus-o ministru? Uitați, Gabriel Rafir a fost întrebată dacă nu candidează la președinție. Și a zis că are o datorie față de... Bravo lui Gabi, bravo lui Gabi Firea. Da, da.
o admir. Dacă asta devii primarul Craiovei, ca acela din Târgu Jiu, a devenit primar și acum e deputat. Doamna a fost primar, a devenit parlamentar. La Craiova trebuie organizate din nou alegeri. Nu fac acum, nu prind pomerii bugetului. Bani avem să mai facem alegeri. Dar ăia, oltenii care s-au dus și au vrut-o primar. Păi, domnul cum Barco, se mai simte? Am mai vorbit noi subiectul ăsta. Așa. Nu tot oltenii s-au dus și au votat-o acum să fie senatoare sau deputată, ce? Nu știu dacă aceiași olteni, pentru că acum este senatoare pe tot județul. Județul are 700.000 de locuitori. E cu tot o altă economie a situației. Poftim? E deputat. Deputat, e deputat. Da. Așa. Da? Robert Turcescu, o să facă treabă? De ce crezi că au ales-o dacă, într-adevăr, se vă confirmă zvonurile, știrile astea pe surse? De ce crezi că au ales-o la Ministerul Muncii? Nu, mă rog, chestia asta cu ce o să facă Olguța Vasilescu, chiar n-am de unde să știu. Zău, adică n-am văzut-o acționând ca ministru. N-a mai fost ministru, vreodată? Nu, n-a mai fost. Dar, mă rog, pare să că cine are o chestiune penală are cel mai mare șansă să devină ministru în cabinetul pe care îl clocește Dragnea din umbră. Ei, nu? Stai că nu e condamnată. Nu, dar ce penal, domnule, că vopsit fața adele, domnule. Aș vrea să vă atrag, după emisiune, vă povestesc. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unei situații cu care eu cred că ne vom confrunta în perioada următoare. Puterea știm din cine alcătuită și o vedem cât de mare. Întrebarea e cine este opoziția și cât de puternică este opoziția. Am văzut în aceste zile un experiment foarte interesant. O încercare a domnului Klaus Iohannis de a se erija în principalul vector al opoziției, având în vedere tot jocul pe care l-a făcut cu această desemnare sau nedesemnare a premierului. Chestiune care s-a fâsâit, iertați-mi expresia, într-un mod lamentabil, deci n-a dus jocul până la capăt, dar a reușit să acopere un scandal care, din punctul meu de vedere, este imputabil în foarte mare măsură, și anume situația dezastroasă în care se află Partidul Național Liberal. E o situație care este imputată domnului Klaus Iohannis, că pe domnul Dacian Cioloș îl băgăm în calcule din aspecte evidente. Domnul Cioloș nu este un om politic. A fost o piesă, așa, într-un șah politic. Bun. Acum întrebarea este, apropo de ceea ce se va întâmpla și cu lista de guvern și vom vedea și cu miniștrii care vor fi aduși la audieri în Parlament, dar având în vedere majoritatea zdrobitoare, dacă Dragnea vrea să-i pună acolo, îi va pune fără niciun fel de problemă. Întrebarea este cum va reuși opoziția, într-o perioadă cât mai scurtă cu putință, să reprezinte cu adevărat o voce în toată această situație. Cine și închei rotund cu ceea ce spuneam domnului Dan Firescu, avem o voce foarte puternică în opoziție prin persoana domnului Traian Băsescu, asta e clar. Dar întrebarea e așa acum, cum facem dincolo de vocile mai mult sau mai puțin răzlețe, mai mult sau mai puțin tunătoare, cum facem să împiedicăm, vă spun încă o dată, pericolul extraordinar de mare pe care venirea lui Liviu Dragnea în postura de păpușar șef, căruia nici domnul Klaus Iohannis nu i s-a putut opune din poziția de șef al statului, în toată arhitectura guvernamentală pe care a gândit-o el în această perioadă, cum vom putea să împiedicăm accentele acestea dictatoriale pe care deja le vădește Liviu Dragnea și care, atenție, se vor lua și la ceilalți membri ai cabinetului Grindeanu, poate și cu Grindeanu în frunte, pentru că ceea ce face astăzi Liviu Dragnea este un experiment foarte periculos pentru România. El alcătuiește un guvern care este guvernul lui. Atenție! Deci Klaus Iohannis n-a reușit să-și facă guvernul lui, dar Dragnea astăzi a reușit să-și reușește să-și facă guvernul lui. Da, doamna Ciubisa, nu, e de corectat, de completat sau de corectat ceva aici. Domnul președinte Iohannis nu a făcut un joc și nici o păpușăreală. A respectat Constituția întru totul și nu s-a pusei nimic. A respectat voința puterii politice care a câștigat alegerile. Dacă domnul... Ați început ca, cum zicea Ion Cristoiu mai devreme, de Ludovic Orban. Dar totul unde? Până la Klaus Iohannis. Când vine vorba de Klaus Iohannis, toți ăștia de la PNL automat simțiți nevoia să mergeți ca balerinele pe poante, așa ușurel, cum cumva să păi nu de ce mai, de ce este păi guvernul Tudor Tudor Barbu, iertați-mă, ceea ce se întâmplă guvernul astăzi, Boc, guvernul Boc, de ce e mai puțin? Liberal, de ce e mai... Lăsați-mă cu Boc, nu, dar de ce e mai puțin guvernul meu Boc decât... Nu la ce se întâmplă azi în PNL. Admiteți, până nu veți admite că... Grijă aveți de PNL. Mă spăimântă. Atunci nu vă mai
spun nimic. Stai, stai un pic, ne strângem brațe atât de tare că poate ne sufocăm. Cred că ar trebui să nu mai mergeți pe poante când vine vorba de ceea ce s-a întâmplat cu Partidul Național Liberal. Ți se pare că rău că merg pe poante? Da. Nu, ești în eroare. Nu, nu. Sunt puțin liberali care au avut puterea cu subiect și predicat să spună adevărul. Dar uite, întreb pe tine, cu ce e mai puțin guvernul meu, guvernul Boc, decât guvernul ăsta? Am auzit chestia asta retorică. Nu, dar e retorică pesedistă. Dar acum ajung în dificultate și nu știu ce, apelează la povestea asta, că domnule, și Boc pe vremea lui Boc nu știu ce s-a întâmplat. Haideți că ne-am întors la Boc. Dar nu suntem în momentul ăla. Doar două minute din această emisiune. Suntem în 2016, nu suntem în 2017. Memoria funcționează. Memoria funcționează și peste 5 ani. Doar două minute să-i dăm cuvântul domnului Zamfirescu. Cine să-i facă opoziție lui Liviu Dragnea în Parlament? Traian Băsescu? Cine o să-i facă opoziție? Spuneți dacă să iasă bine. Spuneți, da, nu spun nimic decât ce vreau eu. Cine o să-i facă opoziție lui Dragnea? Poporul român, la un moment dat, când, bravo, când bravo, promisiunile bravo, nu vor fi împlinite. Da, și până atunci, în Parlament, păi, cine face opoziție? O lună putem răbda. Dar nu vi se pare că liberalii fac opoziție în Parlament? Nu mai mult, nu mai mult. Nu, nu vi se pare, nu? Adică de ce nu fac? Că rămân cei dacă... Deocamdată... Nadia, se uite la emisiune foarte multă lume, da? Oamenii dacă ori să creadă că ce spui acum chiar e real și că PNL-ul nu face, face doar PMP-ul. Am tot respectul pentru orice partid de opoziție, da? Dar de aici aș pune la inocula ideea că doar un anumit om și un anumit partid, e adevărat, de 5%, fac opoziție în Parlament, e prea mult. E prea mult. Oricum, să ne ferească Dumnezeu ca... Partidul de la conduce PSD-ul care acum care a făcut promisiunile alea, să rezolve promisiunile împrumutând și scufundând țara în datorii din ce pericol. În ce mai mult. Asta este marele pericol. Că atunci omul nu-și dă seama. Zice, ne-a mărit salariile, ne-a mărit pensiile, ne-a mărit indemnizațiile, dar 100 de miliarde nu ne ajung ca dat. Nici nu mai avem voie noi să împrumutăm. Pentru că e o lege europeană. Și credeți că românii vor reacționa atâta vreme cât au pensii și salarii crescute? Mă tem că nu. Ni s-a dovedit de multe ori că poporul român se culcă pe urechi. Cu certitudine vor reacționa pentru că le va face foame. Li se va face foame la un dat. Cu certitudine vor reacționa pentru că foamea te scoate în stradă. O să vedem. Păi nu, dacă câtă vreme încă femeiul ne mai poate da niște îndatorări. Ne mai poate ajuta, mai curg niște acolo bani. Avem parlamentarii noștri aleși. Robert e unul dintre ei și nu e nicio ironie, spun serios, eu mă bazez pe el pentru că e în primul de post gazetar, ceea ce e mare lucru. Ei monitorizează la virgulă toate împrumuturile României în mandatul lor de 4 ani. Mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezența la această emisiune, mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, ne revedem de la ora 23, o seară frumoasă!